Cup a învins aici pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0, iar runda precedentă a pierdut la Botoșani cu 1-3. Începe ultimul meci, în același timp derbiul etapei cu numărul 3 din campionatul României, cu Dinamo în atac, o pasă pentru Nioere. Mingea a fost respinsă, însă a fost acolo o preluare cu mâna lui Palic. Încearcă să iasă pe contraatac rapid formația lui Vasile Miriuță. Acțiune spectaculoasă a dinamoviștilor. Combinație între Palic și Rotariu. Nioere! Ce ocazie! Ratează vârful dinamovist. Nioere, dintr-o poziție foarte bună, nu găsește cadrul porții. Frumoasă această combinație între Rotariu și Palic. Nioere trimite însă pe lângă poartă. Rotariu aștepta balonul acolo, a lăsat jocul să continue. Juan Carlos pasă pentru Nuvie. Se vede centrarea lui Nuvie. Mingea se întoarce la Juan Carlos. Blochează Mevlia. Iată, după ce mai devreme am văzut recuperarea lui Mario Camora între doi dinamoviști, acum vedem felul în care Miha Mevlia blochează într-un moment cheie un șut al lui Juan Carlos. Este o fază care îi ridică în picioare pe fanii CFR-ului. A schimbat bine partea aici Varilaz. Rotariu pătrunde, șutează Rotariu, bară! Una dintre cele mai frumoase faze ale acestui joc, dacă nu cumva faza meciului până în acest minut. 59, Dorin Rotariu pătrunde, iată, în careu, îl depășește pe Mario Camora și așează mingea pentru șut, apoi trimite în transversală. Frumoasă acțiunea lui Dorin Rotariu, cel de la care Ioan Antonio. Centrarea lui Larie, Cristian Lopez, boară! 1-1 la mingi trimise în transversală în această seară. Încă o execuție specială de această dată a unui jucător de la CFR Cluj. Cât de tare a trimis Cristian Lopez. Petrucci acum în acțiune, șutează Petrucci și prinde Laurențiu Brănescu. Repunerea lui Mario Camora, pătrunde acolo Iacoli și mingea este respinsă de Brănescu. Încă o fază importantă, însă a jucat multă vreme în Belgia, la Charleroi, Westerlo. Petrucci se răzgândește, mingea întoarse de Cristian Lopez pentru Neagu. Iacoli și Brănescu are dificultăți și este corner. Cât de tare a tras Iacoli și aici. Vedem des pe Iacoliș, jucător de bandă, șutând de la distanță. Iată că poate face cu succes și acest lucru. Neagu va fi cel care va executa. Cristi Balaj pune capăt acestui joc. CFR Cluj, Dinamo, stă în egalitate 0-0, o parte secundă mai interesantă decât prima repriză.